Multe lucruri de comunicat. Azi, primul dintre ele, cel legat de descărcarea de pe A1, de la Sân Andrei, da? Firma Todini, dacă nu mă înșel, cu răbdarea ajuns la capăt, trezirea în pumpă. Chestiunea asta e modul în care au gestionat această lucrare, nu poate fi acceptat. Au făcut progres de la începutul anului aici, de RZP și doamna de Ancoare. La începutul anului, cred că au progresul de la 5-6%. Asta este un lucru pe care nu putem accepta. Nu sunt adeptul rezilierii contractului. Că nu e treaba unui ministru să facă lucrul acesta. Dar atunci când lucrurile nu merg, trebuie să iei decizii. O să încercăm, la fel cum am făcut aici, să intrăm pe o procedură rapidă, astfel încât să avem foarte repede un construct. Scuzați-mă, vin de pe șantiere unde sunt lucrări foarte grele. Astăzi am fost pe autostrada Transilvania, am văzut două loturi, care cred eu că sunt cele mai grele din țară în acest moment și poate nu doar din țară, și anume de la Nădășelul la Poarta Sălașului, unde se lucrează extraordinar de greu, pentru că o iau la vale diavolile, dar se lucrează, o mobilizare exemplară acolo. Pasaje, cu poduri, cu tot ce vreți. Aici e drum drept de vreo 10 km, care, scuzați-mă, nu trece niciun râu, nimic deosebit, dar domnule, aceștia nu au fost în stare să se mobilizeze. Deci, poate nu. Se reziliază contractul. Asta este. Vă rog să intrați rapid, așa cum ați făcut aici pe autostradă și cred că e un record în 3 luni de zile de la reziliere, cam așa, am avut un nou construct. Punctul 2. Aici, nou construct, companie bine cunoscută din România, UMP-ul. Eu am comunicat odată cu organizările de șantier. Vor intra în câine rapid, unde se vor fi finalizate înainte de termenul, undeva vara anului viitor. Deci, va fi înainte. Aeroport. Am văzut și terminalul. Sunt undeva la 50%. Își mențin ritmul de a termina până la sfârșitul. De a termina până la sfârșitul anului. Parcă trebuie menținut același. Tot astăzi am văzut, dacă dați voie, am văzut și alte șantiere, și anume parte din Pitești-Sibiu, anume lotul 5, lucrează surprinzător pe bine, ajuns undeva la 50%, acolo termenul este 2025, probabil că vor termina Pitești-Curtea de Argeș, de acel prinsă vorba, vor termina mai repede, la sfârșitul anului viitor. De asemenea, pe Transilvania am spus cele două loturi. În septembrie, undeva la jumătatea lunii septembrie, se va da în circulație un lot de pe autostrada Transilvania, anume de la Moștalău, la Sfărăul de Bacău, cu acei kilometri, o să ajungem în sfârșit și noi la acea mie de kilometri de drum expres și autostradă. Puțin față de cât ar trebui să avem, dar se atinge acea plană. Bineînțeles, am fost pe lucrările de CTR din zona Arad, Bărzava, pe tuneluri. Undeva în iulie-august 2024 vor fi finalizate toate aceste tronsoane, astfel încât de la Urchici la Sighișoara se va putea circula viteze de 160 de km la oră. Cam astea sunt lucrurile mari, dacă am scăpat ce am fost și la centura Zalău, unde e stadiul cam cum e aici, pe varianta autobuzare de la Zalău, undeva la 50%. Acolo e asociere care sper să-și intre într-un ritm mai bun, dacă nu. Vom avea și alte soluții. Da. Deci, deocamdată ne mai acordăm timp. Vă rog, întrebări. Eu cred că aici
Tot asta pe lungă. Doar că acolo, acolo e și. Acolo e și mai scurt. Probabil 5 km. Noutăți de pe Lugo Ștefa, cam în ce stadiu sunt șantierul propriu zis, când va începe? S-a făcut organizarea, încât pe știu eu un pic de organizare acolo pe șantier. Se va recepționa în perioada următoare proiectul. Va intra zona de execuție. Același construct, foarte serios, care știe ce are. Când credeți că va fi gata? Termenul e 2026. Și nu mă pune să dau termene dincolo de ceea ce scrie în contract. Sigur că termenul e 2026, sigur că este extrem de deranjant să cobor la margina. Eu acum două săptămâni am mers cu mașina la București. Am stat cam o oră la descărcarea de la marginea până a intrat în sensul giratoriu și a luat pe cei 10 km până la 14 cât sunt, până la Holdea, unde urci din nou. Nu mai vreau, că dacă zic că nu sunt urși, s-ar unii să-mi spună că totuși sunt urși în zona aia. O rușine, pe scurt, o rușine ce s-a întâmplat în toți acești ani cu acel tronson de 14 km. Faptul că noi am reușit să dezlușim tot, să avem un constructor și un constructor foarte bun, ne face optimiști că va fi terminat acest proiect. Sigur că termenul limită e cel dat de contract. De acum o să vedem cum se mobilizează. De obicei ne face surprize plăcute. E reziliat, considerați-l reziliat. Așa că mă duc să credeți că puteți începe să aveți un constructor să. La modul în care o să mă uit pe o chestiune similară. Adică rezilierea de aici, de Tirana Scalis. Nu? Da. Undeva în 3, am reziliat prin decembrie, dacă nu știu. Da. Și undeva... În aprilie am lansat licitația, exact. Și în iunie am atribuit. Deci undeva 5-6 luni ai un nou construct. Mare rău că n-ați erau semnale. Au fost semnale, dar nu la fel de proaste cum au fost aici. Doar în ultima perioadă au lăsat o moale, sau să zicem, de la... din primăvară, de când s-a pus lucrul, da? Am spus, nu văd un rol al meu să stau, să alerg, să reziliez, după aia să pierd cel puțin 5 luni până găsesc un nou constructor. Dar în momentul în care n-ai ce face, reziliez, că nu există altceva. Nu mai stau să discutăm. Dacă nu au fost în stare să se mobilizeze, am tras semnale de oameni și eu și doamna director și toți ceilalți, nu mai stăm să discutăm. Există finanțare, nu poate să-și bată joc de munca tuturor și până la urmă de banii europeni. A fost acela ce se dacă se știa la nivelul transportului, la ce s-a spus la nivelul acel drum e drum național. Nu pe lângă orice drum național construiești trotuar. Scuzați-mă. Înseamnă să dublăm toate drumurile naționale cu trotuare. E adevărat că acea zonă este o zonă circulată pietonală între Vama Veche și Doi Mari. Dar totodată cred că corpul de control al Ministrului de Interne va scoate în evidență dacă au fost anumite nereguli. Pentru că, cel puțin așa, uitându-mă de departe, o să vezi că e ciudat ce să scape din vreo două filtre respectiv de odat, care să vină cu aceea să facă ce a făcut. În primul rând, acolo orice neglijență pe care a dat dovadă anumite instituții ale statului, trebuie amendată. Celelalte proiecte, da, sunt tot trăcoare. Noi avem pe zona de litoral alternativa Techerville, se cheamă, și de drum expres la fel de la sub, în Mangalia până în Constanța, care dublează efectiv drumul actual, care va fi lansată licitația, ploaie să fie legat cu
câștigat undeva, mă. Domnule, deci până la sfârșit, domnule, v-a lansat licitația pe acel lucru, pe acel lucru, pe alternativa... Păi de unde a depus? Vorba de lege. Avem aici președintele Camerei Deputaților. E mai potrivit decât domnul președinte. Ia domnul președinte. Ministrul Transportului. Aș vrea părerea noastră, mai ales de păcate acesta cu el, pentru că președintele din România. Eu cred că noi cel țin de rezultat. De 25 de ani, niciun tren nou nu s-a cumpărat în România. Mă, dar niciun. Un vagon. Nimic. De 25 de ani. Acum avem în licitație 161, în diverse forme, 161 de garnituri de tren noi se cumpără în perioada următoare. Sigur, pe bani europeni. Eu vorbim de program operațional de transporturi, de PNRR, altă componentă. Primele garnituri vor veni la sfârșitul acestui an. Eu mă mir totuși că în 25 de ani nu s-au putut face aceste investiții. Asta este. Repet, în acest moment avem în diverse stadii de achiziție 161 de garnituri de tren. Asta este un lucru care va schimba, e un lucru bun și care va schimba, cred eu, toată această interfață, dar nu ajunge. Mai trebuie dublate, dacă vorbim despre călătoria pe calea ferată, investiții în infrastructură. Deci, ce vă spuneam mai devreme, să nu știu. Să se poate circula tot de pe zonă pe domeniu. Voi continua să fie. Pentru că într-o zi fac 6-7 șapte. Săptămâna viitoare și anul ăsta. Nu, o să merg să vezi ce înseamnă A0 Bucureștiului și pe A7 pe Moldova. Apropo de cum este responsabil în zicele cu punctul instituție, adică tot ce ține de la Ploiești, ce ține la Paști. Tot așa. Bun. S-a ajuns la înțelegerea în ceea ce privește impozitul pe curente. Era în discuție să crească impozitul de la 8% la 10%. Eu înțeleg că și asta. Da? Păi, pot să vă spun. Și am mai spus. Și
după aia domnul. Dar pot să vă spun ceva? În acest moment trebuie să iei anumite decizii. De ce? Pentru că dacă vom continua în același loc, nu ne vom înscrie în ținta de deficit. Dacă nu ne înscriem în ținta de deficit, avem suspendate fondurile europene și plătim amendă 0,5% din PIB. Eu nu, ca ministru al transportului, să știți că nu-mi permit să trec printr-o perioadă în care aș avea suspendate, am avea suspendate fondurile europene. Păi nu există proiect în România, în momentul ăsta, pe transportul, proiect major, care să nu fie finanțat din fonduri europene. Mă înseamnă că toate nu trebuie să fac. Eu nu pot să fac. Scuzați. Atunci, trebuie luată cu interdicție. De fiecare dată, ministrul finanțelor, indiferent cine e, vine și spune. Dacă luăm această decizie, avem impact bugetar de atât. Și în coaliție se va lua acea decizie. Nu știu să vă spun. Și el este că nu putem continua în acest caz, că nu vom respecta acea țintă de prezice. Iar în ceea ce privește profilul externalitate, acesta va fi... Susțin total. E o părere personală, nu în cap prin vicepreședinte, nu în privat. Susțin total impozitarea multinaționalelor pe cifra de afaceri. Total. Dar părerea mea. Dacă domnii din spatele meu fiind blancură, culoare politică, nu susțin acest lucru. Dar e părerea mea. Susțin impozitarea multinațională pe cifra de afaceri. Susțin impozitarea și creșterea impozitelor pe transferul profitului în afara țării. Nu știu dacă nu trebuie calculat, dacă și la noi n-ar fi bine să aplicăm, ce au făcut italienii acum vreo două săptămâni, și anume impozit pe profitul băncii. Am spus că trebuie văzut. Sigur că o să iasă domnul Isărescu și o să ne spună că nu-i bine. Dar eu zic că trebuie să ne uităm mai atât. Întrebare, ce impozit va fi aplicat pentru mașinile de 70.000 de euro și pentru locuințele mai sus de 500.000 de euro? Rămâne impozitul de 2,3% în ambele cazuri? Sunt măsuri pe care, așa cum știți, va trebui să... e un fel de impozit pe lux. Taxă, poate. Eu ca un destul, și chiar mai mult să fie. Să nu spună cineva care are casă de peste 500.000 de euro că dacă îi pui impozit de 0,5% sărac. Nu-mi spune asta, că nu-i sărac. Sau are mașină de 75.000 de euro. Nu-i sărac. Mă scuzați. Vă rog. Se trag gloanțe, n-am văzut cum iese ce, o anumită propunere, se trag niște gloanțe așa în eter, iese un domn de la Eurobancă, ne spune că n-ar fi bine că dacă facem chestia ăla se duce mai bine sistemul bancar, dacă facem ceva impozit pe multinaționale, iarăși nu-i bine, nu-i bine nimic. Cert e că dacă vom continua în această formă, nu ne înscriem în ținta de deficit. Despre asta e vorba. Nu există așa ceva. Sigur mă iubește, domnul Isărescu. De unde a fost cum caracterizați? Cum pot să caracterizez altcumva de publică? Nu e normal să se călătorească la semnă. Dar v-am spus că e cauză. Și cum o să remediez? Și v-am spus și ce se face. Bine, mulțumesc!